Dată de IPJ Sălaj, în urma investigațiilor medicale, agresiunea sexuală a fost confirmată. Se pare că băiatul care venise la Zalău să-și viziteze sora a fost ademenit de agresor într-o pădure din localitate. Bărbatul nu este la prima faptă de acest gen. La începutul anului, acesta a fost eliberat din penitenciarul Satu Mare, unde a ispășit o pedeapsă tot pentru pedofilie. Bărbatul a fost reținut de lucrătorii Serviciului de Investigații Criminale din cazul IPJ Sălaj după ce a fost prezentat parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj cu propunerea de arestare preventivă pentru 29 de zile, a precizat Nadia Șerban, purtător de cuvânt al IPJ Sălaj, citează sălăjeanul.ro.